Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați venit! În primul rând, aș vrea să urăm un la mulți ani din suflet doamnelor și domnișoarelor, pentru că ne aflăm în luna martie, lună în care noi sărbătorim persoanele pe care le adorăm cel mai tare, doamnele și domnișoarele. De aceea, astăzi, evenimentul nostru este dedicat unor mari nume ale teatrului românesc, trei mari doamne ale teatrului românesc, doamna Florina Cercel, doamna Adela Mărculescu și doamna Rodica Popescu-Bitenescu. Să le aplaudăm pentru că ani de zile ne-au făcut să uităm, să ne bucurăm și să visăm împreună cu ele. Vă mulțumesc, doamnelor, și vă iubim! Emoția evenimentului este cu atât mai importantă cu cât talentul și meritele artistice ale celor pe care îi elogiem sunt mai importante. Astăzi nu suntem în prezența doar a trei dintre stele, dintre doamnele teatrului, ci suntem în prezența a sute de personaje, a mii de trăiri, care ne-au uimit și ne-au făcut fericiți. În această piață, care printr-o extraordinară inițiativă omagiază valorile teatrului și filmului și artei noastre și trebuie să le fim recunoscători celor care s-au gândit să avem și noi o piață cu stelele teatrului și ecranului. Deci în acest cerc magic se află, deocamdată e ascunsă pentru reparații, și o stea a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică, fostul IATC, pe porțile căruia au ieșit la un moment dat Florina Cercel, Adela Mărculescu și doamna Popescu-Bitenescu. Mulțumesc din suflet, Manuela Cernat. Într-adevăr, ne cunoaștem de când eram tinere studente și mă gândeam astăzi dimineață că aici undeva în stânga era Institutul de Teatru, era sala Institutului de Teatru, studioul Cassandra, de unde au plecat atât de mulți mari actori ai teatrului și filmului românesc. Mă gândeam că acolo jos, la podul Izvor, era Institutul de Teatru cu acei minunați și imenși profesori pe care i-am avut generații de-a rândul și de la care am învățat tot. Tot ceea ce simt și astăzi, tot ceea ce am în conștiința mea artistică și astăzi, se datorează acelor mari profesori. Simt că prin acest spațiu magic eu primesc înapoi, cu asupra de măsură, iubirea și recunoștința spectatorilor români. Vă mulțumesc din suflet! Temperamentul mă face să plec. Da, din partea magazinului Popor, o plachetă ca să vă aduc aminte de steaua care vi se va da acum. Mulțumesc! Mulțumesc din suflet! Din partea Savion, o steluță din aur. Ca amintire. Mulțumesc! Mulțumesc din suflet! Este chiar o stea de aur! Da. Mulțumesc! Din partea municipiului București, o plachetă de aur. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc, domnule primar. Să iubiți teatru, să iubiți artiștii, să iubiți cultura română. Și un buchet de flori. Mulțumesc încă o dată. Să-l primiți din suflet. Mulțumesc foarte mult. Tânăr student fiind, am găsit o actriță cu o generozitate extraordinară, care nu numai că a acceptat să vopsesc în negru pe față pentru că juca o negresă, dar am băgat-o sub un pat și cu paie, plin de paie. Deci, întâmplarea pare hazlie, dar în același timp pare o nuanță foarte serioasă din punct de vedere profesional, și anume o dăruire extraordinară,
o generozitate în fața unui foarte tânăr artist și imaginea asta, într-un fel emblematică pentru relația mea acum de ani de zile cu doamna Adela Mărculescu, imaginea asta s-a continuat în timp, adică profesionalismul, această dăruire totală și este, pot să vă spun, enervant uneori de cum să zic, de energetică. Cu mulți ani în urmă jucam cu Damian Crâșmaru la Los Angeles o piesă foarte frumoasă și am ajuns și acolo pe Aleea Celebrităților și eu am fost uimită, chiar în cartea mea există o fotografie unde a plecat peste steaua Gretei Garbo, emoționată, plângând, nici nu-mi trecea prin cap vreodată că eu voi ajunge la 77 de ani să capăt o stea. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Mulțumesc și domnului primar Răzvan Sava pentru ce face pentru noi. Mulțumesc directorului, colegului și prietenului Ivașcu. Și iertați-mă, dar în primul rând vă mulțumesc dumneavoastră, spectatorii, pentru că credeți în noi. Să aveți această stea care există acolo, să aveți și acasă. Mulțumesc. Să dea bunul Dumnezeu. Și din partea Sabion, o steluță din aur. Mulțumesc frumos de tot. Și suntem onorați să vă oferim această stea. Mulțumesc. Mersi mult. Da, să punem aici ca să mergem. Și din partea primăriei municipiului București. Mulțumesc mult. Cu pachetul de aur. Mulțumesc. Și vă mulțumim. Să mergem. Mulțumesc frumos. În primul rând vreau să salut această inițiativă, să mulțumesc cumva pentru această mică galaxie care există aici și le urez organizatorilor să o ducă la nivelul Căii Lactee, să continue în sus, pe bulevard, până în fața Teatrului Național. Acum, despre doamna Rodica Popescu-Bitănescu, dacă ar fi să facem un rezumat despre cariera dumneaei, am putea ajunge la 5 cuvinte. Actriță, regizoare, dramaturg, profesoară și nu în ultimul rând om. Mulțumesc foarte mult, Răzvan. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. De când sunt, n-am jucat un asemenea rol. Am jucat foarte multe roluri în viața mea, dar rolul acesta de astăzi, nu, sunt în premieră. Și în viața mea n-am primit un mărțișor atât de superb ca cel pe care îl primesc astăzi. O steluță de aur. Aici, la Celebrități. Sunt fericită. Știți ce? De câteva zile, eu plutesc pur și simplu de fericire. Și mi-am dat seama ce înseamnă fericirea. De undeva, de aici, din inimă a pornit. Și numai eu revin de atunci. Bărbatul meu nu mai poate discuta cu mine în casă. Eu plutesc de fericire. Sunt extraordinar de împlinită că mi se recunoaște munca mea de atâția ani de zile. Vreau să vă spun, eu cu George Ivașcu, o mică paranteză, am jucat în foarte multe telenovele, în foarte multe scenete, la radio, la televiziune, am jucat și în teatru, am jucat diferite personaje împreună, i-am fost vecină, i-am fost bucătăreasă, dar cel mai mult am fost amantă și soție. El este adevăratul meu soț, da? Și vreau să vă spun că astăzi mi-a spus așa, steluța mea de aur, așa mi-a spus Mircea. Vă mulțumesc din tot sufletul. Vă iubesc și mulțumesc din inimă. Uite o plachetă să-mi amintească de această stea, doamnelor și domnilor, din partea magazinului Cocor. Mulțumesc foarte mult. S-o pun aici, că știu că aștept și... Ah, mulțumesc. Unde este steaua mea de aur? Steluța? Ia, ce femeie nu-și dorește o steluță de aur? Acum de mărțișor, nu? Mulțumesc foarte mult!
Ia uitați-vă ce frumusețe de plachetă, uitați-vă ce frumusețe de primar, dacă ați mai văzut. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc mult de tot. S-a dezvelit Rodica Popescu Bitănescu, steluța mea. Mulțumesc din tot sufletul. Vă așteptăm pe 27 martie de Ziua Mondială a Teatrului aici. Nu vă spun cine, surpriză.